Suntem onorați că îl avem. Este vorba de doamna al Uniunii Europene. Este o vizită de foarte mare importanță și este expresia dialogului intens pe care îl avem pentru a vedea împreună cum putem să contribuim la consolidarea în continuare a proiectului european, la afirmarea tot mai puternică a Uniunii Europene ca actor global. Și evident, cu cine puteam să avem un schimb de vederi mai substanțial pe o asemenea temă decât cu cel, cu un alt demnitar la nivel de Uniune Europeană, responsabil exact de această componentă. Dați-mi voie să introduc și o dimensiune personală. Mă bucur foarte, foarte mult că este prima vizită a doamnei Mogherini în calitate de înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene la București și faptul că are loc în perioada în care subsemnatul este deținătorul portofelului de ministru al afacerilor externe este pentru mine personal un lucru foarte, foarte bucuros și deosebit de valoros. Cum probabil vă imaginați, am discutat despre teme de actualitate de pe agenda externă a Uniunii Europene, într-un context în care știți foarte, foarte bine, în cursul acestui an au avut loc evoluții foarte importante din perspectiva a ceea ce spuneam mai devreme, să asigurăm un rol tot mai puternic al Uniunii Europene ca actor global, în ciuda sau poate tocmai pentru că, și pentru că Uniunea Europeană se confruntă în ultimii ani cu provocări cu totul deosebite. N-am să intru în detalii în această privință. Știți foarte bine, deci, că în iunie, la sfârșitul lunii iunie, un alt reprezentant a prezentat strategia globală a Uniunii Europene. Ulterior, și am avut plăcerea să fiu prezent la reuniunea informarea ministrului de externe, când doamna vicepreședinte a prezentat un roadmap pentru punerea în aplicare a acestei strategii globale a Uniunii Europene, care, cu siguranță, în evaluarea noastră, putem să vorbim despre ceea ce se spune piatră unghiulară sau milestone în privința obiectivului pe care cu toții în interiorul Uniunii Europene l-am propus, acela de a consolida în continuare proiectul european. Am discutat despre modul în care să acționăm împreună pentru a da substanță, deci pentru a pune în aplicare această strategie și am convenit să cooperăm strâns în tot acest parcurs, evident în strânsă colaborare și cu ceilalți membri ai Uniunii Europene. Într-un asemenea context, evident, am discutat asupra ceea ce este, sau trebuie să fie priorități în această acțiune. Și evident, în acest context am fost de acord împreună că pentru Uniunea Europeană să-și sporească asertivitatea este foarte important maniera în care își va dezvolta în continuare relațiile cu vecinii săi. Este vorba deci de importanța vecinătăților Uniunii Europene ca linie prioritară de acțiune. Și cred că nu e o surpriză pentru noi asta dacă vă spun că în acest context am discutat și despre vecinătatea estică, în mod deosebit despre maniera în care putem să continuăm și să susținem atât pe cale bilaterală, dar și ca Uniune, ca ansamblu, eforturile de apropiere de Uniunea Europeană a partenerilor noștri estici și, în mod evident, un rol important pentru România, dar nu numai în această privință, are relația și evoluția și sprijinul eforturilor Republicii Moldova de a se apropia de Uniunea Europeană. În egală măsură s-am discutat despre un activism mai puternic, o implicare mai puternică și mă bucur foarte mult că avem aceeași opinie a Uniunii Europene în tot ceea ce se cheamă regiunea extinsă a Mării Negre. În egală măsură am discutat despre importanța pe care Uniunea Europeană trebuie să acorde gestionării adecvate a relațiilor sale cu vecinătatea sudică, pentru că asta e realitatea, deci
provocările cu care ne confruntăm la nivelul Uniunii Europene vin din Est, sigur ele sunt diferite într-un fel, în Est avem de-a face cu chestiuni care sunt în contradicție cu dreptul internațional și revenirea la normalitate în această zonă și sprijinirea țărilor respective pentru a-și urma calea propriilor opțiuni este un lucru esențial. În acest context, evident, am discutat despre maniera în care putem să substanțiem mai departe parteneriatul estic, iar în ceea ce privește vecinătatea sudică, evident, conflictul din Siria, procesul de pace în Orientul Mijlociu și fenomenul migrației au fost printre temele asupra cărora am discutat și este foarte important de menționat că avem o cooperare, un dialog foarte, foarte strâns în această privință cu înaltul reprezentant, inclusiv în ceea ce privește o cât mai bună gestionare a resurselor umane în domeniu, astfel încât să putem să fim cât mai eficienți în demersul nostru la nivelul Uniunii Europene de politică externă de securitate. Un lucru foarte, foarte important pe care l-am subliniat împreună a fost acela al importanței ca dezvoltările în materie de politică externă de securitate, de securitate și apărare la nivelul Uniunii Europene, ele sunt dezvoltări care merg în strânsă complementaritate cu Alianța Nord-Atlantică, pentru că în întreg acest demers, nu doar continuarea, ci consolidarea și pe mai departe a legăturilor transatlantice este esențială. Și aceasta este abordarea și în aceste direcții, în acest fel, avem cu toții interesul să acționăm. Cu acestea, dați-mi voie să o rog pe doamna Federica Mogherini, înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene, să ia cuvântul. Federica, the floor is yours. Thank you very much, Lazãr. It's really a pleasure for me to be here in my capacity for the first time. It's a pleasure to be here for an important visit. I do not only visit places outside of the European Union, far away or in our region. I also always visit the capital cities of our member states, and Romania is a very important member state of the European Union, to shape together our common priorities on foreign and security policy. And these are times that are requiring from us a special dose of unity and determination in acting together in our region and in the world. We had today the opportunity to discuss with my good friend, with Lazãr, but also with the Defense Minister, with the President, and I'll continue my program with a meeting with the Prime Minister and then later on with the relevant committees in the Parliament to discuss the Romanian views on the current European Union policies. It's very important for me personally and for the European institutions that each and every member state has a full ownership of our common European policies because, as I've had the chance to highlight earlier today at a public event, the European Union is all of us together. There is no distance between the capital cities of the member states and the place where us all together take forward our common policies and our common decisions. So it is very important that we take time to discuss, to listen to each other, to reflect, and to shape common action and common visions. We discussed, in particular, the current challenges, the implementation of the global strategy in many different fields, including the one of security and defense. We discussed a lot about the current challenges we're facing in our region, and our region includes both our neighborhood in the east and in the south. We discussed our policy towards the crisis in Syria, and also, as the Minister mentioned, a special role that Romania plays in shaping the European Union policies when it comes to the Eastern Partnership, a dimension of our foreign policy that is particularly close to our hearts, and that requires a lot of common work. I am myself very much keen in continuing to work very closely with Romania to accompany all our Eastern partners in their path towards better, always better, always deepened relations with the European Union.
I've recently met almost all interlocutors from our Eastern partners in New York at the margins of the UN General Assembly. We obviously also discussed about Moldova, but not only, also Ukraine and other countries that are of extreme interest and importance for us all, not only for Romania or for the countries of the European Union that are looking or are located more at the east of our continent, but also for all of us. Let me also say that Romania has a special role to play, and it plays it, when it comes to the Black Sea region. It is extremely valuable, the understanding and the common contribution that Romania gives to the European Union policies in this region that is strategic for all of us. And to cut it short, because I want also to leave some space for questions, obviously, let me thank you very much, Lazar, and through you to all Romanian institutions for an excellent cooperation we have in the field of common foreign and security policies, knowing very well that your contribution to shaping a common approach is going to continue to be strong and solid in the interest of all your citizens, which is also in the interest of all the European Union citizens. If I can use 1 minute on something that is out of the context of our visit. We received, just while we were starting our meeting, the excellent news of the Nobel Peace Prize given to President Santos of Colombia. Let me say how happy I am personally, and all the European Union is, for this prize that recognizes the determination, the vision of a great man of peace, and the hope that this will be followed by good steps to pursue peace in Colombia. Seems very far away geographically, but it's a file where the European Union has played an important role and continues to play an important role. So I felt a deep emotion about this prize, and I wanted to share this publicly because indeed we discuss bilateral issues, we discuss European Union issues, we discuss our region, but we are part of a bigger world in which the European Union plays a global role. And so I wanted to take this opportunity to share with you the, I would say, the pride of, I think, all Europeans in seeing that a peace process like that one receives such an important recognition and encouragement, and that the European Union will continue to play its role to support that process. And today we have one reason to celebrate for that. Thank you. Sorry if I took one moment. Just a very brief comment on that, Federica. First of all, I also very much welcome the win, the fact that the Nobel Peace Prize has been awarded to somebody who really deserved it. And but I also like to underline that the fact that President Santos is now a laureate, if I, of the Nobel Prize is definitely the result of his untired efforts. But allow me to say that in this endeavor, the European Union and personally Federica Mogherini played an extremely important role. So that's why I allow myself to also address my congratulations to you, personally. Then you know, you share the same colors of the flag with Colombia. Cum avem foarte puțin timp la dispoziție, o să vă rog să fiți foarte succinți cu întrebările. O primă întrebare, mergem TVR, Radio România, da? Bună ziua, Robert Lupițu, Cale Europeană. O întrebare, o primă întrebare pentru doamna înaltă reprezentant, apoi pentru domnul ministru. Aș dori să vă întreb, pornind de la strategia globală a Uniunii Europene, în care spuneați că un parteneriat transatlantic viguros se construiește și pe credibilitatea apărării europene, se poate pregăti Uniunea Europeană și există un risc, pentru că acum sunteți la București și e un mesaj important pentru România, având în vedere parteneriatul nostru și în cadrul NATO și 22 de state membre ale Uniunii Europene sunt și membre NATO, ne putem pregăti din nefericire pentru viitor la o retorică asemenea
populismului cu privire la irelevanța NATO în cazul în care Uniunea Europeană și-ar dezvolta un profund consens în domeniul apărării europene. Mă refer la un curent care poate disturba apoi cooperarea NATO-Uniunea Europeană și pentru domnul ministru o întrebare. În cazul în care Marea Britanie va lansa negocierile pentru ieșirea din Uniunea Europeană în luna martie a anului viitor, ne putem afla în situația ca în timpul președinției române a Consiliului UE să se finalizeze negocierile. Cum va influența această finalizare a tratativelor mandatul României și cum ar putea să gestioneze România în momentul unic de a fi primul stat care se află la cârma Uniunii celor 27? Mulțumesc. You got the most difficult question. There is the need for the European Union to use all the potential we have on defense cooperation. It's a need that our citizens feel to increase their level of security. It's a need that our partners around the world, including in Washington, feel, because strengthening the European defense is also a way of strengthening security and peace building in the world. And we have some tools that we can use and we have not used so far. So we are going to proceed in the next couple of months, from now to November, when we will have the European Council of Foreign and Defense Ministers, and then December, the European Council with the heads of state and government, presenting a concrete plan for the European defense with some concrete actions. This is not going to be neither in contradiction, neither in competition with NATO. On the contrary, the first person to whom I gave physically the global strategy when I presented it in June was Jens Stoltenberg, the Secretary General of NATO. And we have had, since the end of June, several meetings, Jens and myself, when we worked together on how to make sure that this would run in parallel to strengthening EU-NATO cooperation. A strong European defense is also a way of strengthening NATO. And our work will go exactly in this direction. This is also what we hear from him, that NATO needs a stronger European defense cooperation. And this is also what we hear from the United States. John Kerry was in Brussels just a few days ago saying exactly the same. So we have an opportunity, I think, to use the instruments we have, especially in the field of military capability development, the industrial basis of our defense. I give you one number and then I'll stop. The European Union countries spend on defense 50% of what the Americans spend. But our output is 15% of the American output, 1/5. So we have to fill in that gap, and the way of doing this is using our economy of scale. Not one single European country alone has the size to do what the Americans are doing, but altogether as a continent, we do have the size and the economy of scale of investing better. And by the way, this is going to have good effects on our national budgets that have all some restraints, and also on job creation and growth, economic growth, because investing in the industrial component of our European defense will allow research, technology, and job creation made in Europe to increase. So I see a window there for concrete actions, nothing ideological. Let me say very clearly, we're not talking about the European army, but we're talking about very concrete steps that will be beneficial for the European security, for the European economy, and also for strengthening NATO and the transatlantic alliance. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Dați-mi voie înainte de a răspunde, doar să spun atâta legătură cu întrebarea pe care i-a spus-o doamnei înalt reprezentant. N-am nimic de adăugat, ci doar de a spune că sunt absolut în aceeași linie de gândire cu doamna Mogherini în privința celor spuse de domnia sa. Aș adăuga un singur lucru. Ca și sublinea mai degrabă un lucru pe care domnia sa deja l-a evidențiat cu putere. Este clar că e un consens în interiorul Uniunii Europene, în sensul că
dezvoltările care trebuie să aibă loc în direcția întăririi capacităților în materie de securitate și apărare a Uniunii Europene, ele au loc și vor avea loc, cu siguranță, în strânsă complementaritate cu Alianța Nord-Atlantică, pentru că legătura transatlantică de ambele părți ale oceanului, așa cum s-a spus aici, este percepută ca esențială pentru, pentru viitor și pentru viitorul îndelungat. Asta e singurul lucru pe care vreau să-l spun. Și revenind acum la întrebarea dumneavoastră, da, este o provocare suplimentară pentru viitoarea președinție a Consiliului Uniunii Europene, care va reveni României în semestrul 1-2019. Tocmai de aceea vreau să vă spun că pregătirile noastre pentru a putea să facem față acestei provocări, acestei, în același timp, poziții de înaltă onoare pe care România va avea, pregătirile au început, dincolo de constituirea ceea ce se cheamă nucleului de, în plan de resurse umane, organizatorice și așa mai departe, și de conturarea ceea ce avem de făcut în plan logistic, resurse și așa mai departe. Este, știți foarte bine, săptămâna trecută a avut loc o reuniune în cadrul căreia, condusă de președintele României, la care au participat premierul României și mai mulți membri ai guvernului, care a fost dedicată exact discutării modului în care componenta Brexit va fi gestionată în perspectiva temporală la care m-am referit, și în acest sens, de asemenea, s-a decis și este în proces, în curs de concretizare, constituirea unui task force dedicat special acestui lucru, un task force care va fi, al cărui responsabil va fi o persoană nu doar cunoscătoare în profunzime a problematicii europene, dar și de nivel suficient de înalt pentru a avea acces, dacă vreți, pentru a fi ascultată de toți factorii guvernamentali din România care vor avea responsabilități în domeniu. De aceea și, evident, trebuie să țineți seama de faptul că președinția ca atare înseamnă o muncă de echipă, o echipă foarte complexă, și aici rolul echipelor Comisiei Europene, al Consiliului, al Serviciului de Acțiune Externă sunt esențiale și am stabilit deja o cooperare strânsă în acest privință. Deja au avut loc mai multe discuții între reprezentanții Ministerului de Externe și altor ministere cu responsabilități în materie și interlocutorilor de la Bruxelles, și acest dialog este nu doar că a început, este deja foarte intens. Vă mulțumesc mult! Magdalena Morech, Romanian Public Television. High Representative, a couple of months ago you mentioned the importance of key reforms in the Republic of Moldova, reforms in the field of economic, political, and so on. And you mentioned the fight against corruption, investigation of banking frauds. What is the state of play now? Are you satisfied with the pace of these reforms? Și, domnule ministru, credeți că actualul context de discuții despre consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene ne ajută în efortul nostru de a intra în spațiul Schengen, și dacă aveți vreo speranță legată măcar de repunerea pe tapet a acestei chestiuni care, după cum știm, de câteva luni nu s-a mai discutat în cercurile europene. Mulțumesc! Should I start? Just to say that I met just a couple of weeks ago the Prime Minister of Moldova in the margins of the General Assembly in New York. We discussed exactly about the state of play of the reforms adoption. There are some steps that have been taken and that we recognize. It is very important that the implementation of the steps taken moves forward swiftly, and I expect that to happen, including in the field of anti-corruption and investigations, transparency. It is very important, not for the sake of the relations between Moldova and the European Union, it is very important for the sake of the relations between the Moldovan authorities and the Moldovan citizens. And this is why I always tend to avoid the reference to pro-European
camps, because to me, that is true for Moldova, that is true for any country inside the European Union, being pro-European and pro or their own citizens, pro-Moldovans in this case, or pro-Romanians in this in here, or pro-Italians in Italy or whatever, is exactly the same. Because the agenda that we try to encourage, the agenda based on reforms, is an agenda that responds not to abstract criteria, but to what would be good for the country itself and the citizens of the country itself. So, to answer directly to your question, some steps have been taken, and now the implementation needs to follow. Înainte de a da răspuns la întrebarea doamnei More, aș dori și eu să fac un foarte scurt comentariu legat de Republica Moldova. Vreau să subliniez că nu e un nimic secret din ceea ce vă spun eu, România a fost, este și va continua să fie un susținător foarte puternic al demersului de apropiere de Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Până, sperăm noi, când condițiile vor fi suficient de mature, până la integrare deplină. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez cooperarea deosebit de strânsă pe care o avem cu înaltul reprezentant, cu Serviciul de Acțiune Externă, cu Comisia Europeană, în tot acest demers pe care noi îl facem în susținerea efortului Republicii Moldova. Așa cum s-a spus aici, s-au făcut progrese, actualul guvern de la Chișinău a făcut câțiva pași importanți care au permis, de altfel, unele măsuri concrete de partea noastră. Este vorba de disponibilizarea primei tranșe din creditul pe care România s-a angajat să-l acorde, credit care a fost posibil, această linie de prime tranșe a fost posibil a fi eliberată, tocmai pentru că acele condiționalități care au însoțit, condiționalități pe care le-am convenit împreună cu partea moldoveană, dar și în consultare directă cu Bruxelles, au fost îndeplinite. Și aceasta este linia de conduită în continuare și am convenit că vom coopera și în viitor foarte strâns, tocmai pentru a susține efortul acesta, pentru că apropierea Moldovei de Republicii Moldova de Uniunea Europeană este în interesul, noi așa-l vedem, în primul rând al cetățenilor acestei țări, este în interesul României, dar este cu siguranță și în interesul Uniunii Europene. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, când vorbim despre strategia globală de securitate și de politică externă de securitate, este extrem de important cât poate și ce poate și cum se afirmă Uniunea Europeană, în primul rând, în vecinătatea sa. Ori, geografic vorbind, dacă ne uităm așa, Moldova este de frontieră directă cu noi. Și atunci trebuie să ne intereseze ce se întâmplă în acest spațiu și este în interesul nostru ca valorile europene, conștientizarea importanței atașării la aceste valori, este un lucru în legătură cu care Uniunea Europeană trebuie să acționeze cu fermitate. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, eu am mai spus acest lucru și îl spun și în acest context. Când mă uit la modul cum au evoluat dezbaterile în interiorul Uniunii Europene, fie că e vorba de cadrul ca atare 28 sau 27 sau individual sau în diverse părți din Uniunea Europeană, asupra fenomenului migrației, de exemplu, încerc un sentiment, să vă spunem așa, de generator de un anumit optimism și, dacă vreți, și încurajator. La ce mă refer? Acum discuția este tot mai puternic sau se scoate în evidență tot mai puternic necesitatea ca acțiune prioritară a Uniunii Europene a consolidării frontierilor sale externe. Ori, prin tot ceea ce a făcut România până în prezent, în privința frontierilor sale externe, care sunt și frontiere externe ale Uniunii Europene, se constituie în argumente care vreau să vă asigur că sunt înțelese tot mai bine, în argumente în sensul că o aderare a României la spațiul Schengen va fi de natură să consolideze capabilitățile Uniunii Europene de a face față în plan securitar provocărilor cu care ne confruntăm. De aceea, eu sunt, am mai spus-o, prudent optimist că într-un viitor apropiat vom avea, cum să vă spun eu, vom fi martorii unor evoluții care să confirme că există această conștientizare a importanței pe care România ar avea-o în interiorul spațiului Schengen pentru protecția și consolidarea securității frontierelor externe. Vă mulțumesc. Foreign policy, how will the two work together? Thank you.
give you a news, but the European Union already has 17 EU operations and missions around the world. Some of them are military ones, like the one we have in the Mediterranean, Sofia, that is dismantling the trafficking and smuggling network of people across the Mediterranean. It's also saving lives. It's a military EU operation in the Mediterranean. Or others, like the Operation Atalanta of the Horn of Africa, anti-piracy, and others, mainly in Africa, but not only, already working under the EU flag, military operations, but also civilian ones, doing mainly training and assistance. So we already have some instruments that are operational on the ground, working well. So we are already not only a soft power, but we are already a hard power. The point is how you use your hard power, and this will always be, as I said, in the research for peace, promotion of human rights, good governance, and this is the European way. So, in this respect, let me stress very clearly what we are working on is not at all a shift in terms of a militarization of the European Union, not at all. It's simply a matter of using better the instruments we have, using the potential we have, not only with the single fragmented national approaches. I made the example of capabilities in the field of defense. For instance, there is an added value in working more and more together so that we have the economy of scale of investing better our resources. So this is the way in which this will affect our policy. It's not going to change the course of our policies, but it's going to give us more elements, more tools to fulfill our objectives and our goals. That, again, I would like to stress, are going to remain focused on the promotion of peace, of stability, of security, because the key element of our global strategy that we will all serve in the next years is that the stability, the peace also, the security, the development of our neighbors, but also of our partners far away in the world, are of key direct interest for our citizens. I think all our citizens realize it very well. There is no place in the world that is far away. Everything that happens in Africa, in Asia, in Latin America, in the Mediterranean, in the east of Europe, are affecting our security directly. So it's an investment. It's an investment that we can have with the tools that we can put together. Thank you. Eu vă mulțumesc foarte mult. Aș adăuga doar un singur lucru. România participă la 14 misiuni ale Uniunii Europene, fie că sunt ele civile sau militare. Și în unele dintre ele chiar suntem, cum se cheamă, primii ca, în calitate de contributori. Vă mulțumesc mult!